Da, dar dacă în portofel să aflu buletinul pe care scrie numele meu și adresa, vii la mine? Au și eu spus acolo cineva, luăm bani și înapoi portofelul, e corect? E foarte corect! Ai noroc că n-ai încă 14 ani. Dar tânărul de acolo are 14 ani. Deci atenție, dacă luăm un portofel sau o geantă, să o ducem acasă, În cât timp avem noi obligația să dăm înapoi bunul pe care l-am găsit? În 4 zile. Auziți? În câte zile avem obligația să returnăm bunul pe care l-am găsit? 24 de ore. Așa s-o faci. În 10 zile. Atenție mare. Dacă trec 10 zile și bunul a rămas la noi acasă, este infracțiune. Și va veni poliția și dacă îl găsește la noi, ne arestează, că poliția are voie. Și până ne duce, pe urmă ne duce la poliție și ne ia declarații și până descopere că n-avem 14 ani, stăm 24 de ore la trecoare. Ne-am înțeles? Deci, n-avem voie să furăm, n-avem voie să ne însușim bunuri care nu ne aparțin, n-avem voie să ne însușim bunuri pe care le găsim pe stradă. Dar avem voie să tragem o palmă la colegul. Avem voie. Cum se cheamă fapta asta? Lovire. Noi cremă, voi noi. Am voie să lovesc cu cineva? Da. Dar dacă el mă lovește pe mine, am voie să-i trag una înapoi? Da. El îmi dă una, eu îi dau una. Atunci care mai dau? Autoapărare, legitimă apărare. Repet, dacă el îmi dă mie o palmă, eu am voie să-i dau o palmă înapoi? Da. Nu! Legea interzice violența. N-avem voie să dăm palme, avem voie să primim, dar nu să dăm înapoi, pentru că este răzbunare. Dacă ajungem în fața unui judecător și spunem, el mi-a tras o palmă, i-am tras și o palmă, judecătorul spune, aha, deci tu ți-ai făcut dreptate singur, da? Eu, judecător, ce rost mai am dacă tu îți faci dreptate singur? Prin urmare, înseamnă că tu te-ai răzbunat. Iar dacă te răzbuni, o să fii sancționat mai aspru decât cel care a dat prima palmă. Ne-am înțeles? Deci n-avem voie să ne răzbunăm. Dacă cineva ne face un rău, noi facem și noi un rău. Dar s-ar putea uneori să fim într-o situație foarte gravă. Să fim atăcați atât de tare încât să fim nevoiți să ripostăm. Doar atunci este legitimă apărare. Când suntem puși într-un pericol grav. De exemplu, viața ne este pusă în primejdea noastră sau altuia. Dacă cineva vine cu cuțitul asupra mea și vrea să mă ucidă, legea îmi dă voie să mă apăr și eventual să ucid pe celălalt. Dar numai în situația când viața mea este amenințată. Nu în situația în care eu îți dau o palmă, îmi dai și tu o palmă. Atunci eu îți dau un foc, îmi dai și tu un foc. Dacă eu scot cuțitul, dacă eu scot cuțitul, atenție, dacă eu scot cuțitul, tu ce trebuie să faci? Să fugi? Să fugi? Nu! Deci dacă eu scot cuțitul asupra ta, tu fugi, pentru că înseamnă că eu sunt un om rău. Iar tu dacă n-ai făcut arte marțiale așa cum am făcut eu, ți-ai spus să mă apăr, sunt în pericol. Ați încurcat-o. Deci fuga-i rușinoasă, dar e sănătoasă. Deci primul lucru când ne confruntăm cu un infractor periculos este să fugim. Dar ce facem dacă vedem un infractor că îl atacă pe un coleg de-al nostru sau pe o domnișoară, o trage acolo într-un colț și facă ceva rău? Ce facem? Așa facem, chemăm poliția, atenție! Pentru că tânărul a spus răspunsul corect, o să primească o cărticică gratuită de la mine. Atenție! A și spus, dacă vedem un om rău că atacă un copil sau o fetiță și o trage undeva într-un loc ascuns și facă ceva rău, imediat informăm poliția. Nu întoarcem capul cu groși că nu suntem noi cei violentați. Ne-am înțeles? Anunțăm imediat poliția. La ce telefon anunțăm poliția? Bravo! La 112 anunțăm poliția. Spune-mi că... Și spune-mi la poliție că... Că? Că... Ascultați! Ascultați!